Fiind o strâmtorare pe pământ, așa cum va fi și la sfârșitul lumii, veți vedea că cei mai mulți dintre ei vor reveni la rădăcini. Vor credea în genunchi și vor pleca genunchii la pământ și cu lacrimi vor striga la Maica Domnului și Maica Domnului, pe chiar și pe hulitorii ei. Pe cei care au hulit-o și au spus în viața aceasta pământească că a avut relații pământești și că a mai avut fii și că primul fiu este Iisus Hristos. Nimic mai fals și mai greșit. Nu degeaba la sinodul al treilea ecumenic de la Efes s-a stabilit ca Maica Domnului să poarte titulatura Teotokos, în limba greacă, Născătoare de Dumnezeu, și s-a mai adăugat Pururea Fecioară Maria. Pururea Fecioria Maicii Domnului nu așteaptă Maica Domnului să o cinstim noi, să-i recunoaștem ceea ce ea însăși rămâne Pururea Fecioară, dar Maica noastră, pentru că prin nașterea Fiului ei și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos ne înfiază pe fiecare dintre noi. Fiii Mântuitorului devin fiii Maicii Domnului. Noi o avem pe Maica Domnului, Maica noastră. Nu-i mama noastră, pentru că mamă spunem la cea care a născut din poftă trupească și bărbătească. O numim Maică și Fecioară pentru că n-a cunoscut pofta bărbătească. Cele trei stele, frunte, umărul drept și stâng arată întreita fecioare a Maicii Domnului. Adică înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere, cum spune și Zaharia, la capitolul 9, profetul în Vechiul Testament, versetul 9, poarta aceasta va rămâne închisă. Adică trupul Maicii Domnului va rămâne feciorelnic. Noi cu adevărat o cinstim. Și așa o vor cinsti, fraților, musulmanii, toți chinezii, japonezii, protestanții, ortodoxi, catolici, toate neamurile, spune Arhanghelul Gabriel. Nu numai noi ortodoxi, care suntem foarte puțini între neamurile creștine, ci toate neamurile, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Iată, spune însăși Maica Domnului, iată, de acum vor ferici toate neamurile. De acum toate neamurile o vor preamări pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Mergând mai departe, i-a iertat Maica Domnului. Dintre apostoli, așa cum s-a întâmplat la Înviere, cine credeți că a lipsit? Avem Duminica lui Toma, numită Geamul. Așa cum Toma a lipsit la Învierea Mântuitorului și i s-a arătat după mai multe zile Mântuitorul și eu sunt. Și vină Toma și adu degetul tău și pune-l în coasta mea și în semnul cuilor și vezi că eu sunt. Și a căzut Toma în genunchi și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. La fel a îngăduit Dumnezeu ca Toma să nu fie la mormântarea Maicii Domnului. El venit mai târziu. Au venit 12 apostoli, a venit Sfântul Apostol Pavel, cei 11 fără Toma, și a venit după aceea și Toma. Și Toma a dorit și el să sărute preasfintele picioare ale Maicii Domnului. Deschizând mormântul, a observat că trupul Maicii Domnului nu mai era acolo. Ce au găsit în loc, binecuvântare și mânghiere. Au găsit acel brâu și acoperământ pe care l-a purtat Maica Domnului și care este astăzi o parte din el, la care am avut smerita bucurie de a mă închina anul trecut în mănăstirea Vatoped, la Sfântul Munte Athos, în Grecia, în mănăstirea Vatoped, am descoperit acolo o părticică din brâul Maicii Domnului. Să știți că miroase deosebit de frumos, mireasma aceea pe care o simțim din darurile pe care Dumnezeu le revarsă asupra unde lemnului sfințit, mirul pe care îl pregătim în biserica noastră, ce ne atât de aromat și de înmiresmat, care ne aduce aminte de grădina Rai, de bucuria spre care toți tindem și dorim să fim cu Maica Domnului și cu toți Sfinții. Așadar, fraților, Toma s-a încredințat și el ca și la Învierea Mântuitorului, de faptul că Mântuitorul a ridicat trupul Maicii Domnului și heruvimii, serafimii, puterile, scaunele, domniile, îngerii, arhanghelii, toți au cântat și au adus slavă și cântări îngerești. Chiar la prohodul Maicii Domnului se spune în tradiție
că de acolo a plecat cântarea aceasta la două străni, o cântare cântau îngerii la mormântarea Maicii Domnului, o cântare cântau apostolii și toți cei care erau evrei convertiți și toți care o slăveau pe Maica Domnului. Cu unul îi râdeau și cu un altul plângeau și se bucurau în aceeași măsură. Avem așadar, fraților, o Maică în cerul, care cu rugăciunile ei, pururea, lăcrimând, duce toată rugăciunea noastră și toată cererea noastră înaintea Preasfintei Trim, înaintea tronului Preasfintei Trim. Oare ce fiu nu s-ar lăsa înduplecat de rugămințile Maicii sale? La fel și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Rabdă, iartă, curăță, dă lungime de zile, dă sănătate, dă vindecare, cu răbdarea sa tuturor nouă celor ce suntem cinstitori, suntem nevrednici și nevoitori în viața aceasta pământească și avem nădejdea aceasta tare. Trăim cu convingerea aceasta că Maica Domnului este izbăvitoarea, solitoarea, mângâierea, este cea care duce rugăciunile noastre. Și nu putem închina astăzi noi, toți cei care ne-am bucurat și ne bucurăm, fericiți suntem noi propovăduitori, mărturisitori învățăturii despre Maica Domnului, cinstitorii Maicii Domnului, cu toții știm că Dumnezeu ne va răsplăti, ne va ierta și ne va așeza în grădina Maicii sale, pentru că și țara noastră, Moldova noastră, țara noastră, România, atât de încercată, de greu încercată pentru păcatele noastre și pe bună dreptate, este în continuare grădina Maicii Domnului. Ne bucurăm de ocrotirea, de baza Maicii Domnului și de rugăciunile sale, de mângâierea sa, de misiunea pe care o îndeplinește acolo în cerul. Așadar și noi, fraților, să rostim pe tot parcursul vieții noastre, cât mai des cu putință, rugăciunea aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii tale și ale tuturor Sfinților Tăi, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin.